Nici bine nu s-a inaugurat pasajul Domnești de pe centura capitalei, că traficul în zona a devenit un coșmar pentru șoferi. Încă de la primele ore ale dimineții se circulă bară la bară, iar nervii bucureștenilor au fost întinși la maximum. Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre, ne explică ce se întâmplă acolo. Bună ziua, Ștefan! Româna, bună ziua! E foarte simplu, știți foarte bine cum e românul are grijă să nu respecte niciun fel de regulă sau de tot ce înseamnă conduită în trafic și evident că pasajul de la Domnești, ceea ce a vrut să fie o descongestionare, o deblocare a traficului în cea mai aglomerată intersecție din România, pentru că vorbim despre intersecția pe lungia Ghincea cu centura capitalei și apoi către Domnești, Ciorogârla și celelalte mai multe localități din zona Ilfov, s-a transformat într-o mare aglomerație. Îmi povestea cineva azi dimineață că din Ciorogârla și până la București a parcurs acel drum într-o oră și jumătate. Imaginați-vă că Ciorogârla nu este în Giurgiu, nu este la Ploiești, nu este la Pitești, este la o aruncătură de băți de București. Din păcate, acest pasaj nu o să rezolve problema legată de trafic și aglomerație, pentru că odată ce ai urcat sau odată ce ai coborât de pe acest pasaj, tot într-o bandă cobori. Adică nu a fost lărgită prelungirea Ghencea la 4 benzi, nu a fost lărgită șoseaua dinspre Domnești la 4 benzi. Blocajele sunt din cauza traficului dinspre București spre Ilfov și dinspre Ilfov către capitală. Blocajele sunt de la primele ore ale dimineții, de la 7 dimineața până jur de ora 10-11 și apoi seara după ora 4-5 până târziu către orele 20-21. Singurul lucru bun despre care putem vorbi este faptul că acele tiruri care traversează dinspre Vama cu Giurgiu, centura capitalei spre București, Pitești, Valea Oltului și așa mai departe către vest, acolo practic n-ar mai exista în mod normal blocaje. În schimb, bucureștenii, câteva zeci de mii de bucureșteni, știți bine, zona aceea s-a dezvoltat fantastic, peste 100-150.000 de oameni locuiesc în cartierele rezidențiale din zona Ghencea, Bragadiru, Domnești, vor sta în continuare în trafic, doar că de data asta nu mai stau, știți, pe șosea. Vor sta blocați pe pasaj. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Edveș.